Bună, draga mea! Sunt Luna ala. Săgetătorul în august va trebui să dea dovadă de zmerenie. Vei fi forțată să urmezi dorințele altora. Desigur, nu prea îți place această stare de lucruri, dar este inevitabil. Pentru majoritatea săgetătorilor, august va fi o perioadă neobișnuită de activă, dar în același timp controversată, pe de-o parte, vei fi plină de vitalitate și entuziasm creativ, dar, pe de altă parte, activitățile multor săgetători pot deveni mai puțin eficiente după data de 10 august, când mediul astral devine foarte tensionat și enervantă de agitat. Într-un fel sau altul, evenimentele din ultima lună de vară pentru tine pot ieși destul de bine, mai ales în domeniul profesional. Călătorile de afaceri sunt așteptate deja la începutul lunii august. Totuși, astfel de evenimente ar trebui pregătite cu mare atenție pentru a evita probleme inutile ale planului legislativ, rateuri în proiecte din cauza propriei inatenții și tot felul de neînțelegeri pe parcurs. Ferește-te de gândurile rele, caută să supraviețuiești în mod adecvat unei perioade atât de dificile pentru tine. O vacanță în familie departe de casă este grozavă. Dragoste, la începutul lunii, săgetătorii vor fi nedumeriți de relația lor. Vei investi mult efort în dezvoltarea ta armonioasă. Statutul romantic este o adevărată ieșire pentru tine și îți distrage atenția de la majoritatea problemelor de la locul de muncă. Nu te grăbi în intimitatea fizică. Acum este mai bine să te bucuri de relații spirituale. Relațiile intime pot aduce probleme fizice. Încearcă să nu-ți pui partenerul în cutie, altfel vei complica viața amândurora. Nu-ți fie teamă să eliberezi pe cineva de atacul tutele tale. Este mai bine ca săgetătorii liberi să fie vigilenți în raport cu noi cunoștințe. Acum este mai bine să arăți deschidere și să te îndepărtezi puțin de potențialii pretendenți corespondează pe internet sau comunică fără a vă obliga unul pe altul cu ceva. Sfârșitul lunii îți pregătește o adevărată surpriză? Poate apărea o persoană din trecut care să-ți amintească de vechile sentimente. Sănătatea. Nu te pune în pericol? Încearcă să eviți porturile potențial periculoase. Săgetătorii vor dori să bea adrenalină, dar acum este mai bine să refuze categoric acest lucru. De asemenea, Fii atentă la volan în primele două decade ale lunii, există probabil riscuri de a te implica într-un accident. La începutul lunii august, poți fi prea și poți fi stângace. Persoanele pasionate de activitate fizică pot suferi întorse, răni, vânăte, întinderi musculare. Pe tot parcursul lunii, vei fi chinuită de un fel de oboseală și somnolență. Încearcă să dormi suficient și să mergi în aer curat. Mulți vor găsi o modalitate bună de a renunța la fumat, fă o regulă să faci exerciții de dimineață și cel puțin o dată pe săptămână, adaugă un nou obicei sănătos, de exemplu, renunță la mașină în favoarea unei biciclete sau mergi la piscină în fiecare duminică. În august, este important să treci printr-un control medical. Banii, în august, totul va decurge după un plan bine definit pe care l-ai construit acum este un moment bun pentru a încheia un contract important, pentru a găsi investitori de încredere sau pentru a obține un loc de muncă bine plătit. Mulți săgetători vor dori să încerce într-un domeniu nou. Acest lucru este foarte lăudabil. În august, ai toate șansele să intri în instituția de care ai nevoie. Nu te pierde dacă șefii îți propun să pleci într-o călătorie de afaceri în alt oraș sau chiar într-o țară aceasta este o șansă bună de a te arăta ca un angajată demn și de a fi promovată. Ultimele zile ale lunii pot părea foarte aglomerată pentru tine. Te vei confrunta cu critici și acuzații nemeritate, bârfe. Greșelile nefericite în îndeplinirea sarcinilor obișnuite nu sunt excluse. Încearcă să nu faci o muncă grea pentru tine în această perioadă și nu ți asumă proiecte noi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.